filial departamentului. Ce concluzii, ce idei principale, să spun așa, aveți după cantonamentul acesta realitare? Da, final de cantonament, un cantonament destul de scurt, 9 zile. Am încercat să atingem cam totul, însă timpul nu ne permite orice am face. Am reușit să mai luăm încă un meci pe lângă cele două pe care le propusesem, tocmai pentru a încerca să dăm mai multe minute jucătorilor, ca să ne atingem, să spunem așa, cât de cât un ritm mai bun de joc. Niciun antrenor nu-și dorește probleme din punct de vedere al accentărilor. Din păcate, noi în primul meci l-am pierdut pe Stoica, al doilea meci pe Cristi Neguț, cu balgia pe care o are mai de mult, o problemă mai veche, care când îl ia, când îl lasă. Chiar mi-a fost teamă ieri la ultimul meci, numai la asta mă gândeam, să nu terminăm meciul, să mai avem altă problemă medicală, dar n-a fost așa. Chiar un ultim test foarte reușit din toate punctele de vedere și ca atitudine, pe un efort în cantonament sau pe o oboseală care la un moment dat spune cuvântul, au abordat foarte bine meciul și și tactic și fizic. Am avut ocazii în fiecare meci, ceea ce pentru mine contează foarte mult, să ajungem acolo. Sunt momente în care poate n-am fost eficienți și aici ne trebuie un pic mai mare răutate, o mai mare concentrare, mai mare personalitate în fața porții, pentru că sunt meciuri în care nu vei avea foarte multe și atunci ai una, trebuie s-o dai ca să poți să câștigi ceva. Mergem în țară. O săptămână înainte de primul meci, sunt 9 finale pe care trebuie să le tratăm 100% din toate punctele de vedere. 27 de puncte puse în joc, aproape numărul de puncte pe care îl avem. O luptă acerbă, cum am spus, foarte echilibrat campionatul ăsta. Se poate întâmpla orice, important să începem bine, asta îmi doresc. Mister, m-aș întoarce puțin la Ionuț și la Cristi. Toată lumea se întreabă cât timp vor absenta. Spun asta pentru că aseară am vorbit cu Paraschiv, este deja interviul pe platformele noastre și el e optimist în privința. Da, hai, terminat cu Para, începe cu Para. Într-adevăr, a fost acea recidivă de la meciul cu Sepsi. Am vrut ceva, însă a venit repede vacanța, pentru că cu siguranță ar fi fost 100% în cantonament și ar fi prins minute, dar nu mai contează. Asta este situația. Nu are, într-adevăr, n-am vrut să forțăm, pentru că el n-a ajuns la nivel de sprinturi. Se antrenează 100%, dar mai puțin la nivel de sprinturi, ca să spun așa. Deci nu e 100%, dar n-am vrut să riscăm, pentru că în momentul unei alte recidive, probabil l-am fi pierdut o lună, o lună jumate. Perioada de recuperare se dublează chiar, dar probabil în prima etapă îl vom avea. Va trebui să-l gestionăm bine și pe el săptămâna asta. Da, Stoica, o ruptură musculară, este în tratament, nu știu când va reveni. Nu este o ruptură oarecare, undeva pe gambă, este o zonă mult mai sensibilă, mult mai periculoasă, tot din punct de vedere al recidivei. Negus, cum spuneam, o pubalgie veche, a avut ceva probleme și pe parcursul sezonului, primei părți a campionatului, și a revenit acum pe acea contră în meciul 2, da, a resimțit dureri. Da, nu avem ce să facem, trebuie să așteptăm, ei să recupereze bine. Sunt alți jucători care trebuie să intre și dacă se va apela la ei, trebuie să dea totul. Vreau să cred că toți jucătorii sau cel care va intra știe ce are de făcut, asta e important. Pe urmă, într-adevăr, poate existând o diferență de valoare, da, asta se poate vedea exact cum spuneam la finalizare, ca și eficiență. În rest, mergem înainte, important ca săptămâna asta sau perioada asta ne vom antrena foarte mult pe sintetic, un teren foarte dur. Numai la asta ne gândim, ca băieții să fie 100%, trebuie să ne și antrenăm, nu putem să facem rabată la pregătire pentru că e terenul așa cum este. În trecut ne antrenam pe ciment, pe zgură, acum apar terenurile astea de sintetic care sunt foarte bune în perioada asta, chiar dacă nu calitativ, dar al
posibilitățile noastre de a ne antrena, în loc să stăm în sală sau în balon și așa mai departe.